Dezbateri Deprinderi Direcții O perspectivă 3D Stimați prieteni, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii O Perspectivă 3D. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi, că ne urmăriți. Astăzi am pregătit o tematică importantă, actuală, chiar în gurile, în mințile tuturor, educația, rezultatele educației, însă aș vrea să abordăm educația dintr-o altă perspectivă, și am numit eu tematica emisiunii Educația dincolo de note. Pentru asta am plăcerea și bucuria să o prezint pe invitata mea și a dumneavoastră, pe doamna lector universitar doctor, doamna profesor Oana Moșoiu, profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră, și, așa cum am spus, am îndrăznit cumva să pornim subiectul de astăzi dintr-o altă perspectivă, educația dincolo de note. Dar, pentru început, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, familie, carieră, așa, câteva lucruri care să îi ajute pe ascultătorii, telespectatorii noștri. Sunt lector universitar, lucrez în cadrul Universității București chiar de la absolvire. Parcursul meu este foarte mult legat de educație, am observit și liceul pedagogic. Am prins ani de glorie cu 5 ani de liceu, 4 ani de facultate, un master în domeniul educației și apoi doctoratul la aceeași universitate. Predau mai multe cursuri, atât la ciclul de licență cât și la programele de masterat și în special domeniul meu de competență este teoria evaluării. De aici și mai multe intervenții de ale mele pe tema evaluărilor, a examenelor naționale, a competențelor și pe lângă acest domeniu predau educație non-formală și dezvoltare comunitară, o bună viață și în continuare o parte din viața mea legată de formare, de training. Am început cu training în domeniul tineretului, și în domeniul educației non-formale, iar de mai bine de 15 ani de acum sunt de când fac și sunt implicată în formarea cadrelor didactice, formarea profesională continuă. Și atunci sunt foarte legată de, de lumea școlii într-un mod nu doar teoretic, ci și practic. Avem patru copii de vârste diferite și este iar o altă perspectivă aceea -a de, de părinte de a, de a fi în contact cu școala din acest rol. Și da, nu înseamnă că rezolvi mai multe probleme, doar că înțelegi mai bine ce nu se poate uneori, dar e o aventură interesantă și un rol interesant din care învăț foarte multe și eu. Cu siguranță, da, învățăm ca părinți multe lucruri și pentru noi anul acesta a fost așa o probă de foc la evaluarea națională. Și astăzi chiar mi-am propus să. Ne uităm un pic și la rezultate, dar mai puțin la rezultate. Ați spus că sunteți implicat în zona aceasta de formare a cadrelor didactice și veți competențe în zona aceasta de evaluare a educației. Și să ne uităm un pic la uh, educația uh, din țara noastră, la școlile noastre. Uh, știu că procesul acesta este unul firesc, uh, predare, învățare, evaluare, dar... Uh, să fie doar notele singura formă de evaluare a educației România sau uh, avem și alte criterii. Uh, Ne-am uitat la mediile obținute anul acesta, atât la examenele de evaluare națională, cât și la bacalaureat și sunt într-adevăr diferite uh, față de anii precedenți. Uh, la evaluarea națională mediile sunt un pic mai mici, au fost uh, subiecte mai dificile la matematică, la bacalauriat cumva s-au mai păstrat un pic cifrele și deși medii de 10 sunt mai puține, dar să fie acestea oglinda a școlii românești, de aici aș vrea să pornim dialogul nostru, că toți se uită la note, la cifre, la statistici și de aici să face mereu, an de an, tot o evaluare, că e bine, că e rău, dar avem și alte criterii prin care am putea evalua educația școlile noastre. E o întrebare foarte amplă cea pe care ați adresat-o și răspunsul simplu este că da, examenele naționale sunt un indicator al calității educației din România, reflectă un nivel al calității educației în general, raportat strict în acest caz la cele două discipline română și matematică. Deci nu avem mai multe informații despre alte competențe, pentru că nu, nu le evaluăm. De asemenea, un indicator al calității educației sunt și probele internaționale, testele și programele internaționale de evaluare. Ne dau foarte multe informații și așa cum și noi comparăm copiii și ierarhizăm și noi la rândul nostru ca țară suntem într o ierarhie și din păcate nu suntem în o poziție frumoasă. prea frumoasă, da? Deci nu, nu ne bucurăm foarte mult de aceste testări internaționale. Pe baza acestor indicatori, și organizațiile internaționale fac anumite predicții cu privire la capitalul uman din România. Faptul că avem o rată mare de analfabetism funcțional arată că țara noastră nu e foarte de încredere când vine vorba de um, competențe înalte, de abilități, de potențialul nostru de a crea, de exemplu, de țară de, cre care creează foarte mult sau pune pe piață produse, inovație, cercetare, resurse. Suntem mai degrabă în zona de consum, da? Deci, uh, aceste informații spun ceva despre calitatea capitalului nostru uman, ne poziționează într-un fel pe harta lumii și se iau niște decizii. Și așa cum am dus lucrurile acesta în spațiul global și noi la nivel național luăm date, avem date și luăm decizii în funcție de informațiile pe care ni le oferă evaluările și examenele naționale. Acum putem pune la îndoială un pic calitatea evaluărilor. Spuneați și este foarte adevărat că anul acesta, de exemplu, a crescut dificultatea unor subiecte din cadrul examenului, ceea ce a permis... Diferențierea mai clară între performanțe, scăderea notelor foarte mari și distribuirea performanțelor pe un spațiu mai larg, dacă vreți, pe, un, pe, pe o zonă în care granularea rezultatului este mai mare. Acest lucru, în general, este un lucru bun pentru un instrument de evaluare, dacă vrem să evidențiem performanța. Și, cu siguranță, în special în orașele urbane mari, unde există presiune pe anumite licee mai bune, da? în care se duc note foarte mari, faptul că sunt note foarte, foarte mari nu mai permite o bună diferențiere și uh, ajungem să avem efecte cum au fost în anii trecuți, ca elevi cu note foarte mari, de 9.20, 9.30, să ajungă în licee pe care noi le considerăm uh, nu, nu la fel de bune ca cele care au numai elevii de 10. Și atunci, ca să scădem un pic presiunea, în special pentru faptul că la clasa 8-a suntem totuși încă în mijlocul învățământului obligatoriu și elevii vor merge la liceu și vor continua parcursul educațional, deci nu este o selecție, nu dăm elevi afară și da, nu le facem nimic, ei toți merg undeva mai departe. Era nevoie să apară o reglare a acestui instrument de evaluare, astfel încât uh, să scadă presiunea pe, pe, aceste licee și, în general, să, să relaxeze și părinții, uh, considerând că nu suntem uh, în, la nivel de olimpiadă, să spunem, unde este un concurs, unde e o competiție, ci să ne asigurăm că distribuția performanțelor este mai echitabilă. Deci, în acest punct de vedere, aș spune că a fost un lucru foarte bun și, de asemenea, a crescut foarte bine față de anii anterior calitatea tehnică a corectării, pentru că s-a mers pe evaluarea, pe scanarea lucrărilor, au fost trimise la evaluatori anonim din țară, softul de introducere a punctajelor nu a mai permis um, să se introducă alte punctaje decât ce erau un barem, de exemplu punctaje intermediare. Calculul s-a făcut automat, deci nu, -a, nu au mai existat greșeli materiale: să uiți, să aduni o sutime sau un punct din oficiu, ceea ce se mai putea întâmpla. Um, și mai e un element, faptul că în momentul în care exista diferență între evaluatori, lucrările se întorceau la punctul zero și erau reevaluate de alți doi evaluatori astfel încât s-a eliminat din nou diferența prea mare atunci când erau erori de evaluare. Deci vorbim totuși de o creștere a calității examenului da? și ca item și la nivel de corectare, ceea ce ne duce, iată, totuși la alt factor, și anume la faptul că foarte puțini elevi au note foarte mari, sunt mulți elevi la limită, cu note de 5, de 6, avem o participare la aceste examene care nu acoperă toată generația, deci nu toți copiii dintr-o generație se prezintă la acest examen, ceea ce este foarte grav și, desigur, foarte multe note sub 5, ceea ce la examenul de evaluare națională din nou nu are o semnificație decât că acel elev va merge într-un alt tip de școală, dar la bacalaureat, de exemplu, avem faptul că nu promovezi bacalaureatul și atunci trebuie să dai examenul din nou. Rezultatele ne arată că suntem într-o situație destul de problematică atât cu privire la a duce o bună parte din elevii acestei țări la punctul în care ei să poată avea încredere să treacă un examen și al doilea legat de nivelul performanțelor, ceea ce este confirmat și de rezultatele pro... Na, testelor internaționale, avem un nivel foarte adânc și profund de analfabetism funcțional și mulți copii care nu au competențele de bază chiar la română și matematică sau uh, felul în care noi uh, alegem și decizii de politică educațională să direcționăm copiii către aceste licee ca o continuare a parcursurilor educațional să fie un pic mai uh, de altă natură, să nu avem doar acest examen uh, la română și la matematică, chiar dacă competențele de comunicare în limba maternă și comunica, uh, uh, competențele matematice și de științe noi nu dăm examen la științe, dăm doar la matematică, sunt importante pentru dezvoltarea cognitivă, dar nu sunt neapărat fundamentale într-un spectru mai larg de competențe solicitate și cumva noi nu le avem nici pe acestea la română și la matematică suficiente și nu le evaluăm nici pe celelalte în nicio formă. Da, am înțeles uh, perspectiva și chiar mulțumim pentru aceste clarificări. Uh, totuși, ceea ce vedem așa noi de pe margine un pic, vedem că de la an la an presiunea aceasta pe relev, pe cadrele didactice este tot mai accentuată și mai mare. E adevărat că vin și rezultatele acelea și internaționale și rezultatele interne care cumva au un rol în ecuația aceasta, și totuși s-a rămas și la mentalitatea aceea, dacă nu ești de 10, n-ai nicio șansă. Și aș vrea cumva să, să întreb ce de făcut, pentru că în urmă cu ceva vreme chiar discutam cu un psihoterapeut și pentru eleva a devenit așa, sau elevi, un stres și este anxietatea asta de examen, fac față, pot atinge Maximum sau nu pot. Și e adevărat că nu toți elevii sunt de 10, și, așa cum a spus, în școli uh, diferite, cu tot felul de specializări, obiective diferite. E loc pentru toată lumea și chiar uh, în ultimii ani s-a uh, demotivat cumva zona aceasta tehnică, școlile profesionale, de meserii, deși avem nevoie și acolo de. Uh, Forță de muncă și de forță de muncă specializată. Dar cum uh, demontăm uh, cumva uh, mitul acesta: uh, n-ai notă maximă, n-ai nicio șansă? Păi a fost demontat deja anul acesta. Uh, ceea ce se întâmplă anul acesta, prin aceste note care sunt mai puține în zona de vârf, dar uh, permit totuși accesarea unor licee bune și o să mă refer acum și legat de ce înseamnă un liceu bun, pentru că n-aș vrea să rămânem cu impresia că un liceu bun înseamnă doar un liceu la care intri cu 9,50 sau cu 9,90 sau cu 10. Dar, în fine, pentru că se operează cu acest tip de etichetă de liceu bun sau școală bună, de faptul că acum, cu notele distribuite astfel, pe scala de notare, vor putea accesa aceste licee de top, care erau foarte vânate și pe care spuneau presiune foarte mare și cu note mai mici, de 9,70 în loc de 9,90 sau de 9,50 în loc de 9,80, duce la re, regândirea și reorganizarea conceptului de performanță înaltă. Adică, pentru a accesa un liceu bun, nu e neapărat să iei doar 10 și să te duci în zona acea de maxim, care pune o presiune cumva inutilă pe un elev care oricum își va continua parcursul iar în parcursul de liceu pot exista mobilități între licee, adică dacă un elev nu e bine într-un liceu se poate muta într-un alt liceu cu anumite condiții, dar vreau să spun că nu sunt niște decizii de viață definitive. Corect. Acum, ca să mă întorc la ideea de liceu bun, ce vor părinții de fapt? Ce înseamnă o școală bună? Pe de o parte înseamnă accesul într-o școală care aduce performanță, pentru că acești părinți vizează anumite tipuri de performanță. Anumite domenii în care se accesează numai cu performanțe foarte bune. De exemplu, domeniul IT, medicina, dreptul, domenii care sunt asociate cu un status profesional înalt, cu un status financiar înalt, cu un status de acces la anumite privilegii sau anumite, un anumit stil de viață specific unui domeniu sau unei profesii și ca să ajungi să faci profesia aceea care ți asigură o viață bună, atunci tu trebuie să ajungi la liceul acesta și atunci tu trebuie să iei notele astea care ne asigură nouă ca părinți că tu vei ajunge în parcursul acela. Aceasta, acest parcurs e foarte mult legat de percepțiile părinților și de felul în care părinții și-au cartografiat în mintea lor reușita, succesul, împlinirea, care e legat de istoriile de familie, de istoria noastră socială până la urmă, pentru că da, am avut o perioadă foarte lungă în care chiar nu aveai voie să-ți alegi ce vrei tu, Trebuia, era condi, erau exact condiționări. Și faptul că acum putem să accesăm orice fel de studii prin propria noastră voință și prin propria noastră performanță, face să conducă la o presiune pe elev. Trebuie să fii foarte bun ca să ajungi acolo. O școală bună mai înseamnă o școală în siguranță, o școală în care uh, știi că acest copil al tău. Da, unor părinți un copil, doi bune. copii, este lăsat pe mâini bune. Este într-un mediu sigur. Colegii lui vin din familii la fel de bune, educate, din care nu te aștepta să se întâmple lucruri neplăcute. Da? Calitatea umană a familiilor, părinților, o anumită segregare. Da? Acesta este cuvântul până la urmă. Da? Vrem copii pe care să-i selectăm din anumite familii care vin cu un background educațional, cu un background profesional, financiar și așa mai departe, în același timp, care aderă la aceleași seturi de reguli și știm că în școala aceasta se întâmplă sau nu se întâmplă lucruri. Unde vin cu o, un, o, o răsturnare de monedă, uneori vine și cu presiunea financiară. Păi în această școală se fac banchete nu știu unde, cadourile sunt de nu știu ce fel, se vine cu haine de nu știu ce de etichetă. Deci sunt uh, și plusuri și minusuri. Și în ultima perioadă se poate menționa că în aceste școli pe care le-am calificat inițial ca fiind foarte bune, s-a ajuns la un, um, tip, niște pattern, niște tipare de comportamente. De exemplu, copiii sunt foarte buni, profesorii nu muncesc la fel de mult pentru că e ușor să faci performanță cu copii care îți intră cu 9,50 sau între 9 și 10. Nici nu mai contează media foarte mult dacă e între 9 și 10 totuși. da. În această școală copiii fac toți meditații. În această școală toți copiii poartă anumite haine. În această școală toți copiii vin cu anumite mașini. Toți au telefoane de un anumit fel. Deci creează o contra, un contra, un contraefect într-o competiție care nu mai este despre performanță, care este despre cât de mult investești și cât de mult... Uh, da? Și e o discuție aici despre ce mai înseamnă o școală bună. O școală bună înseamnă profesori care știu pedagogie, care știu să predea bine, sănătos, disciplina lor, materia lor, care știu să scoată din acești elevi tot ce este mai bun, îi potențează, îi antrenează, îi formează, astfel încât ei să obțină performanțe, că ele sunt soțite și de meditații, e un alt fenomen care, deja generalizat, nu o să intru foarte mult în această conversație, dar o școală bună înseamnă niște profesori buni, trebuie să recunoaștem, niște profesori Salut. dedicați, niște profesori care văd în ele viitor, care și sprijină la creșterea acestui viitor. Acum, toate aceste înțelegeri au nevoie de detalieri, de nuanțări, de clarificări în familie, cu școala, pentru că sunt licee din ceea ce numeam anterior eșalonul 2, care au crescut foarte mult și au devenit niște noi licee bune. De ce? Pentru că nu se mai practică atât de mult snobismul și da, pe capitalul economic și de status, ci iată se văd rezultate pe profesori buni, medii sigure, dotări, laboratoare, un anumit tip de efort care este antrenat acolo. O disciplină școlară. Activități variate pentru copii, pentru că nu e totul doar despre materiile și doar despre competențele unor materii. Este și despre timpul liber, despre un, un teatru, despre a face un club de dezbateri, despre a avea activități, despre a face excursii, despre a îngrena elevii, mai ales la vârsta adolescenței dacă vorbim acum de evaluarea națională și licee, poate ne-am dus un pic în zona aceasta, în care elevii au nevoie de mai multe tipuri de activități care să-i stimuleze, mai ales pe fondul uh, accelerării prezenței tehnologiei în viața lor și atunci școala are nevoie să vină cu o contraofertă de activități educaționale și de altă natură decât uh, învățatul, testele, probele, notele și așa mai departe. Și atunci atât că redefinim o școală bună, Printr-o școală care oferă mai multe posibilități de dezvoltare copiilor, în care avem un mediu echilibrat, în care există poate un echilibru între efort și recompensă, și între efort și performanță, în care profesorii au o anumită calitate umană, nu doar de faptul că sunt foarte buni în materia lor, ci și prin faptul în care ei reușesc să influențeze elevii și personalitatea elevilor, sunt atenți la nevoile lor, știu să prevină diferite probleme și comportamente de risc. Au o relație bună cu părinții, pentru că părinții nu mai sunt așa de prezenți ca în ciclul primar, dar părinții, sigur că se îngrijorează și vor să știe despre anturajul copiilor, ce se întâmplă la școală, cine sunt modelele copiilor, în funcție de, sigur, familiile și preocupările familiilor. Deci, închizând un pic acest răspuns, care a fost foarte lung, aș spune că ne ducem către o reinterpretare a ideii de școală bună. Că putem să reevaluăm ideea de 10 pe linie și că nu mai e nevoie să avem 10 pe linie, ci ducem performanța într-un areal care e un pic mai larg și care poate să însemne note care îmi permit accesul într-un număr mai larg de licee, nu neapărat în top 3 sau top 5, și poate în primele 10 licee dintr-un oraș mare cum este Bucureștiu, dau acest exemplu, sau cele 5 dintr-un oraș mai mic, da? Și faptul că foarte multe alte licee din eșalonul 2 și 3 au crescut mai mult în ultimii ani, inclusiv învățământul tehnologic, învățământul dual, care devin niște alternative educaționale de bună calitate, cu perspectivă profesionale foarte bune, în special pe fondul creșterii investițiilor economice și a cerințelor angajatorilor din mediul antreprenorial, pentru o mână calificată de nivel mediu, ceea ce am putea spune un pic de liceal, post-liceal și un universitar, zicem noi, da, cum ar veni, universități de științe aplicate, care pot să, cum erau înainte sub inginerii, de exemplu, da, adică nu neapărat licențiați. Nu mai vrem neapărat atât de mult licențiați cât am vrea, cât am vrea niște tineri dispuși să muncească, dispuși să învețe meserie la un nivel de calificare care poate fi de nivel 5-6. 4 este bacalaureatul, nivel de calificare 4, 5 este post liceal noi nu l-avem foarte bine definit avem școlile de asistent medical și 6 care e ciclu de licență dar pot fi niște programe sub licență, în special dacă sunt școli care pentru licență au 4, 5 sau 6 ani, se pot crea programe de 3 sau mai scurte care să fie de nivel 5, de exemplu da? iar mediul antreprenorial ar căuta astfel de um, absolvenți care să-i scoată mai repede, să fie mai dispuși să intre rapid în câmpul muncii, pentru că e nevoie de forță de muncă tânără și noi trăim și o criză a forței de muncă acum, într-adevăr. Aș vrea să continuăm uh, dialogul pe subiectul acesta. Ați spus că în ultimii ani, cumva, s-au produs anumite schimbări în școlile din orașele mari, cel puțin, și cumva s-au reinventat, s-au repoziționat și au schimbat un pic obiectivele sau. Uh, uh, produs anumite schimbări și asta în bine, uh, cumva s-a mai mărit topul acela școlilor bune și cumva s-a explicat uh, faptul că uh, nu doar performanța e criteriu, ci și securitatea, mediul, programele, uh, ambientul, profesorii, uh, relația aceasta, uh, dascăl -le elev... Uh, Atmosfera din școală, toate astea au un, un rol important. Și cred că sunt anumite criterii prin care putem evalua școala românească altfel sau mai mult decât doar prin intermediul notelor sau rezultatelor. De fapt, asta e și tematica noastră, educația dincolo de note. Cum ar arăta o școală în care, eu știu, s-ar scăpa de presiunea asta a notelor? Dar în care copilul să vină cu drag, să vină așa zâmbind, plăcut, impresionat de tot ce se întâmplă acolo. Știm că asta de obicei se întâmplă în școlile private în țara noastră și a început încet, încet să se implementeze și în anumite școli de stat. Există o sintagmă care vine dintr-o carte, predarea prin fascinație. Uh, o școală fără note e un vis al meu și după un model din țările nordice, până pe la clasa a 6 chiar nu ar trebui să avem note. Și am să mă explic foarte pe scurt. Uh, noi până la clasa a 6, care reprezintă vârsta de 12 ani și e un prag de maturitate psihologică, uh, copiilor nu avem nevoie să le dăm informații despre uh, Rangul lor în raport cu alți copii pentru că până la această vârstă toți copiii au nevoie să învețe să scrie să citească să se dezvolte să se cunoască pe sine să cunoască mediul înconjurător să relaționeze eficient să comunice să colaboreze să își poate regla anumite o anumită gamă de emoții de bază da? în, până la, la vârsta aceasta nu ne ajută foarte mult notele. Noi venim pe o cultură foarte competitivă, de supraviețuire. Culturile competitive sunt foarte mult legate de supraviețuire. Să supraviețuim noi, copilul nostru, și venim pe fondul unei societăți care a fost foarte disfuncțională, autoritară, în care selecția asta, cine trăiește și cine moare, era foarte arbitrară și legată de niște motive care nu erau neapărat justificate, argumentate, da? Uh, pentru că asta sunt societățile totalitare și noi încă mai avem două, trei generații în față de trăit ca să epuizăm un pic aceste reziduri de mentalitate care ne face să intrăm într-o într cursă continuă, să fim mai buni decât alții ca să ne asigurăm supraviețuirea în societate, locul, rolul. Societatea e foarte complicată, da, trebuie să muncim mai multe joburi să, să, să supraviețuim și Modelul ăsta de supraviețuire duce automat către competitivitate și părintele vrea să știe dacă copilul lui va trăi, va supraviețui. Dacă ne-am asigurat cu toții că toți vom trăi, toți vom supraviețui, toți ne vom găsi locul și așa ar trebui și societățile democratice până la urmă și postmodernismul a adus centrarea pe individ în care fiecare individ e valoros. Acum ne-a dat și instrumentul comunicării și vedem că fiecare individ poate să vorbească, fiecare individ poate avea un cont pe rețelele sociale. Deci s-a ajuns un pic la supraaglomerarea aceasta de indivizi care au un loc, dar cumva în adâncul nostru vrem să știm că suntem primii sau suntem unde suntem, nu? Pentru că e și o chestiune de uh, stimă de sine, validare. de validare, de recunoaștere, nu? De, de, de încredere în noi înșine. Eu, eu ca pentru că nu nici nu ne apreciem foarte mult, folosim copiii să ne validăm. O școală fără note se poate dacă în locul notelor punem descriptori și descriem narrativ. Uite, copilul dumneavoastră poate lucrurile acestea, e talentat la aceste lucruri, are nevoie de mai mult lucru în direcția aceasta, are nevoie să înțeleagă mai bine asta, o să facem cu el asta la remedial. Școala, la fel cum sunt sistemele nordice care au activități în continuare la școală, pe de o parte de remediere unde e cazul, pe de o parte de stimulare, și dezvoltare și extindere acolo unde este cazul la elevii mai buni, precum și activități de dezvoltare în alte direcții decât cele disciplinare, deci acolo unde este curiculumul pe anumite materii de studii. Deci, da, aș spune că se poate și avem nevoie să pilotăm în școlile care, prin profesorilor, pentru că e foarte important aici, profesorul ca partener în schimbări de tipul acesta care acceptă. Vedeți, noi avem profesori care nu acceptă faptul că nu mai au catalog fizic și spun: "Dar ce autoritate am eu fără catalogul fizic?" Dar, când s-a generalizat catalogul electronic, totul s-a creat un mecanism automatizat de informare al părintelui, promptitudine, da? Chiar dacă tu ca profesor ai impresia că nu mai ai autoritate, autoritatea ta oricum în clasă nu era despre catalog, aceea era o falsă autoritate de stat, autoritatea ta. catalogul pe masă. Da autoritatea trebuie să vină din acea fascinație pe care eu ca profesor nu că am nevoie, trebuie ca să asigur o învățare de durată și sustenabilă. Și atunci, da, aș putea să nu am note și să încep cu școli și clase cu învățători curajoși care spun: "Nu am nevoie de note la clasa mea, ca să informez părinții că acești copii ai lor sunt la acest nivel de dezvoltare și că au nevoie de lucrurile astea ca să mergem în continuare" și treptat, treptat până când Extindem și vom putea generaliza la nivel de sistem. Dar, încă o dată, avem o ruptură între clasa 4 și clasa 5 -a. și părerea mea este că la clasa 5 -a copiii sunt mult prea cruzi ca să intre în tipul și stilul și noi avem o ruptură majoră între primari și gimnaziu în țara noastră. Sistemele educaționale internaționale merg cam până la clasa 6 -a cu ciclu primar, adică până la 12 ani. Da? Și de aceea eu sugerez că și vârstele de gimnaziu, da, primele clase de gimnaziu a 5-a, 6 -a, ar trebui o combinație de profesori cu învățător, mă rog, am împărtășesc această viziune, și că ar putea treptat abia după clasa 5-a -a, să începem cu un sistem de notare care nu merge pe 10 trepte, mi se pare, este ineficient, noi avem 4 trepte de nereușită și 6 trepte de reușită, un sistem care progresiv arată că elevul este cu competențe în formare, integrate, cu competențe la limită unde am nevoie să lucrez și poate cu competențe în alertă unde e nevoie de mai mult lucru. Da, într-adevăr s-au tot făcut în ultimii ani și poate asta a fi un alt subiect de discuție pe o altă ocazie. Multe uh, schimbări și multe uh, teste pe generații de copii s-au tot schimbat, sistemele la noi formele de evaluare, metodele, ritmicitatea aceasta de evaluare și cumva așa a bulversat tot sistemul și educațional și al părinților și al elevilor. Da, e o altă temă aceasta și eu cumva am visul acesta să fie o școală așa fără note, dar într-adevăr cu forme de evaluare, de Părintele are nevoie de informații până la urmă evaluarea este un mecanism prin care noi în primul rând primim informații și apoi primim uh, indicații în ce direcție să mergem. Da? El are o buclă de feedback în care să-i spun copilului ai nevoie să faci asta ca să crești mai mult și să mergi mai bine în direcția aceea. Corect. Aș vrea acum doamna Ana Moșoiu să schimbăm un pic registru, dar rămânem tot în zona asta a educației pentru că școala mai are un rol primordial, acela de a Forma și caractere, dincolo de a da anumite informații, de a transmite anumite cunoștințe. Uh, și tot ne uităm în ultimii ani în școlile publice, uh, mai reușește școala să transmită adevărate valori și aici mă refer valori morale, valori care, uh, până la urmă, ne definește și ca țară creștină și suntem o țară în care. Uh, cel puțin la nivel de așa percepție generală, oamenii au oarecare credință și uh, învățături creștine și când ne uităm în uh, școala din țara noastră sau la școlile din țara noastră, au devenit așa un fel, un fel de, n-aș vrea să folosesc un termen dur, dar ca un fel de jungle sau uh, nu mai sunt acele medii sigure de care chiar vorbeați și spuneați că e un criteriu important siguranța și Uh, aș vrea să uh, comentați un pic aspectul acesta. Ce fac specialiști în educație și dumneavoastră care sunteți implicată? Cum uh, analizați fenomenul acesta? Cum mai reușesc pedagogii, dascălii, uh, dincolo de, eu știu, uh, noțiunile acelea teoretice, practice, de pe disciplina pe care o predau, să mai insereze și anumite valori morale, principii creștine de viață, care să ajute la formarea unui caracter. E adevărat că școala nu poate compensa ceea ce nu fac părinții acasă sau cei șapte ani de acasă, dar poate cumva mai cizela ceva ce s-a format în familie. O să încep cu ultimul lucru pe care l-ați spus. Ba da, școala are datoria să compenseze acolo unde familia nu reușește. Sigur că primul factor de educație este familia și primele baze ale valorilor se pun în familie. Mai mult decât atât, familia reflectă foarte mult și valorile din societate, se reverberează nu, în familie ceea ce se transmite la nivel social și familia este primul creuzet în care copilul ia contact cu practici, comportamente, atitudini, reflectări, fie în limbajul comun de zi cu zi din familie, fie chiar prin prelegeri de familie despre anumite valori pe care... Respectiva familie le însușește, fie că sunt de natură religioasă, dar care pot fi și, și neutre religios, dar care pot fi de factură creștină, cum este binele frumosul, onestitatea, integritatea, punctualitatea, hărnicia și multe Coare. altele, justeția, dreptatea, deci multe valori care sunt universale nu? și pe care cumva societatea noastră europeană, care este de factură creștină, da? le îmbrățișează, le promovează, le transmite în documentele și în viziunile, dar poate nu suficient de explicit actualizate și în practicile sociale unor. Da? Și uneori ni se pare că societatea nu e justă, că e nedreaptă, că e coruptă. Da? Și atunci familiile, membrii societății se pot simți confuzi. Pe de o parte, reiau și fixez faptul că școala, da, compensează acolo unde familia nu are un factor educațional și, de fapt, aceasta este și ideea că acolo unde nu ai o educație de calitate în familie, școala aduce acest plus pentru a forma cetățenii și a forma membrii societății. Idealul. <gânt> e un ideal, dar este și o componentă pragmatică până la urmă. Ne dorim de la concetățenii noștri să aibă un anumit nivel de educație, iar dacă nu l-au obținut în familie, tot timpul spune, da, da, ai făcut 12 ani de școală, totuși nu s-a prins nimic de tine. Adică avem această așteptare de la școală să transmită niște valori. Intrând un pic în profunzime, aș spune că noi nu vorbim foarte mult despre valori în pedagogie acum. acum. Exista, mi-aduc aminte la noi la facultate, o disciplină care se numea teoria, teoria Educației care vorbea despre educația morală, educația fizică, educația religioasă, inclusiv educația intelectuală. Și uh, era foarte clar în, 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 acest text și în aceste conținuturi ideea că școala transmite valori, precum patriotismul, nu știu, iubirea de națiunii. Noi acum, vedeți, o facem prin fotbal, să ne iubim România. Dar de ce nu facem la școală elementele legate de hai să ne iubim țara, hai să facem tot ce mai bun pentru țara noastră? Parcă prea puțin. Pentru că se duc mult în, uh, și în riscul să pici în naționalism sau alte lucruri care mai, să zicem că sunt mai, uh, mai periculoase sau care au căpătat o notă periculoasă. Pentru că, de fapt, a fi foarte atașat de țara ta nu e neapărat o idee proastă o, când e. ai foarte multă lume care pleacă din țară pe fondul unor nemulțumiri. Poate să facem ceva pentru țara noastră, dar uh, di direcțiile acestea unor și ideologice care au alterat un pic conceptele acestea. Care erau de o anumită profunzime uh, și-a pus amprenta inclusiv. Și acum, unii profesori se feresc să aducă idei legate de concepte fundamentale în sările de clasă. Și lipsește și discursul pedagogic. Adică, noi trebuie să formăm profesorii să le spunem, vedeți că sunteți răzmițători de valori. De exemplu, corectitudinea. Când tu, ca profesor, nu ți s-a spus explicit și n-ai fost format explicit, pentru că și formarea profilului caracterial. Se face într-un fel, are o metodă, are o didactică da, a formării morale. Când tu, profesorului, nu i-ai spus asta, sau după aceea, în sistemul educațional, tu nu ai arătat elementul corectitudinii, al justeții și profesorul nu trăiește valoarea aceea, cum ar putea să o ducă el în sala de clasă? Și dacă un profesor a fost nedreptățit sau i -a, înțelegeți, a fost sau nu știu, dar se vorbește despre corupție în sistemul educațional, despre manipulare în sistemul educațional, despre politizare în sistemul educațional. E foarte greu pentru un profesor să se ducă în sala de clasă și să spună, știți copii, societatea noastră este ceva roz și valori, precum binele, frumosul, dreptatea și onestitatea sunt peste tot pe strada noastră. Da? Copii... Și mass media aici a avut un rol Apoi patru. este rolul mass media, este rolul influencerilor, pentru că acum da, avem o un al, o a cincea voce, o a cincea putere, a șasea, nu știu cât e, o altă putere care e puterea rețelei sociale, care a democratizat foarte tare vocea poporului. Ne place, nu ne place, sunt concetățenii noștri și ne uităm unii la alții, ne uităm unii în gură altora, cum zice, zicem, scuzați, dar... Cumva, înainte ne uitam la această autoritate care era școala, profesorul, care era transmisătorul de cunoaștere, de valori, de model. Acum, modelele sunt foarte difuze. Și este foarte greu pentru școală dacă nu are un corp profesoral foarte bine pregătit și foarte ancorat, el valoric, în primul rând în valorile personale, care este de ceul profesional, de ce sunt eu profesor, ce caut eu în fața elevilor mei, care sunt valorile mele practicate zi de zi. Și sunt profesori care sunt corecți, chiar dacă unor părinții vin cu presiune. Absolut. Da, și îi spun, știți, nu putem, dar ar fi nedrept, ar fi incorect față de alții elevi, față de altcineva. Uh, sunt, dar sunt și profesori care cedează și spun, nu mai pot, vin, a venit cu presiune să-i fac favoritisme lui X, lui Y, lui Z. Eu ce să mai fac? Și ei se duc în sala de clasă și cu tristețea asta... Resemnați. Da, cu tristețea asta neîncrezători în aceste valori pe care chiar dacă ni le asumăm la nivel declarativ, nu le putem practica din cauza mediului din jur care nu le practică. Și atunci sunt profesori care părăsesc sistemul sau pică în compromisul de a nu practica valori sau de a le expune copiilor la nivel declarativ. Iar copiii simt această ruptură între ceea ce spunem și ceea ce facem zi de zi. Și ei văd această ruptură și în familie, la părinții care le spun tu trebuie să fii corect, Chiar dacă noi nu suntem corecți acum, trebuie să fii prieten, Chiar dacă noi acum nu ne susținem prietenii de familie, tu trebuie să... Dar la nivel declarativ, ele nu sunt decât niște forme fără fond, ca niște lozinci pe care copiii le aud, dar ele nu sunt forme reale de manifestare. Și închid această, acest răspuns din nou mai lung, spunând că e nevoie să întărim corpul profesoral, să readucem mesajul valoric în sala de clasă, să regândim metodele prin care învățăm copiii valori, pentru că ele nu pot fi făcute doar prin prelegere, ci au nevoie de metafore, de povești, de um, lucruri curioase, de modele excepționale, de zona aceea de poveste în care oamenii de rând au trecut, au depășit situații grave respectându-și valorile, fiind în concordanță cu valorile lor. Și readucerea acestei metode și metodelor și disciplinelor care promovează valori, cum este și religia, de exemplu, dar avem și opționale, cum este Character First, la care am colaborat și eu, Pregătiți pentru Viață, discipline opționale pe care și-au propus fix să aducă viața de zi cu zi și cu valori, să pună copiii în anumite dileme și să-i facă să gândească ei cu privire la care ar fi soluția potrivită, care ține conști și de prietenul tău și iute și de părinți. Deci, toate aceste lucruri trebuie duse într-un mod practic, didactic, în sala de clasă și nu doar la nivel de uh, prelegeri, conținuturi transmise care nu sunt puse în practică. Și, desigur, profilul moral al cadrelor didactice. Noi nu facem o selecție legată de profilul moral, ceea ce se vede că avem profesori care nu sunt foarte ancorați în, într-un ce puternic care ține și de o filozofie educațională și de o relație cu elevul și cu școala ca instituție care formează? Sunt convins că sunt mulți factori și chiar apreciez așa răspunsul meastră că ați prins așa din mai multe segmente câte ceva și e o discuție amplă aici. Chiar și profilul moral al cadrului didactice e un element definitoriu. Uitam, în Statele Unite au început din nou școlile de acolo să aducă în prim plan rugăciunea, folosirea Bibliei, a Cuvântului Dumnezeu. Ele care au început cândva, cu mulți ani în urmă, pe aceste fundamente creștine și unele state au realizat faptul că au nevoie de o reîntoarcere la niște valori solide creștine. Aș mai vrea, în minutele care ne-au mai rămas, două aspecte Ați vorbit despre tehnologie. Copiii noștri sunt nativi digital, s-au născut în era aceasta a tehnologiei, și noi știm că tehnologia e amorală, acum depinde cum o folosești, în ce scop o folosești. Și a ajuns așa să fie foarte anatemizată uh -huh. pentru că produce efecte nocive, e adevărat, nu-i folosită în sensul eficient. Însă spun specialiști în educație că acești copii care sunt nativi digital au nevoie de o redefinire a actului pedagogic, a stilurilor de, de predare, învățare. Pornind de la rapiditatea asta a tehnologiei, a informației, a procesării, să fac ceva pași în direcția asta, regândirea metodologiei învățământului românesc, adică. Cum ar trebui școala să se pregătească pentru noi generații care? E clar că vor avea o atenție tot mai mică, vor avea alt mod de a gândi, de a filtra, de a analiza lucrurile? E o întrebare grea, pentru că se întâlnesc aici două generații: generația care este imigrantă digital, care a adoptat mai târziu tehnologia, și generația aceasta a nativilor digitali. Dar vine și o generație de profesori tineri. Care sunt și ei, adică salvarea. tinerii care au acum 24 de ani și intră acum ca profesori în școală, sunt totuși tineri născuți în anul 2000, care și-au petrecut copilăria cu tehnologie de un fel sau altul, poate nu atât de rapidă sau atât de sofisticată pe cât a evoluat în ultimii 6-7 ani, 2 ani, 3 ani, dar rapiditatea cu care cresc lucrurile este ceva extraordinar. Um, ce cred că se întâmplă este în primul rând că vedem niște modificări a felului în care creierul reacționează, procesează. Deci o, o, poate pentru generația noastră este o alterare, dar pentru la nivel evoluționist să zicem așa, Corect. este o modificare în felul în care creierul, da, este este să spunem așa, formează structuri, da, de rețele neuronale sub interacțiunea tehnologiei. Însă o să spun un lucru pe care aș vrea să-l reținem foarte cu foarte mare atenție. Tehnologia este un instrument al naturii umane, deci ca limbajul. Limbajul este un instrument al omului prin care noi relaționăm, ne exprimăm gândurile, ne expunem idei și așa mai departe. Tehnologia este un alt instrumentar, că este tehnologie digitală, telefon, că sunt tractoare, că sunt instrumente cu care noi stăpânim Pământul într-o formă. Mai sofisticată și mai mult și mai repede și mai, mai conținător E un aspect care pe fond aduce niște avantaje Pentru că noi acum toți ne este mai ușor să supraviețuim cu, această, cu acest instrumentar foarte bogat Pe de altă parte ridică niște probleme de operare Pentru că dintr-o dată ne lipsește pe noi de niște funcțiuni Și aici într-adevăr apare problema educațională Dacă nu cumva tehnologia alterează și duce la eliminarea unor funcțiuni pe care noi acum le gândim că sunt, ne sunt foarte utile, cum ar fi calculul aritmetic da? sau multe alte funcțiuni pe aici. Cred că e nevoie de o etapă, de, ca un gap, ca o prăpastie, în care mai întâi se întâmplă acest fenomen pe care îl trăim, pe care îl putem studia, dar nu îl putem anticipa. E foarte greu să anticipăm cum o să evolueze lucrul acesta din punct de vedere neuropsihic la copii, pentru că ne trebuie niște cercetare, evident. Deci în momentul acesta se intensifică cercetarea și este un decalaj între cercetarea pe care o fac despre cum învață copilul și modificarea metodologică din sala de clasă. Iar sistemele educaționale în special, și la nivel de politici poate unor, dar mai ales formarea profesorilor, sunt mecanisme grele de asimilare a noutăților pedagogice. Și ne uităm în special că s-a schimbat foarte mult fenomenologia socială, iar școala a rămas cumva foarte în urmă, ca metode, ca abordări, încă ne acorăm în, în, abordări care sunt deja, e termenul ăsta în engleză, obsolit, depășite. Da? Și, pe care, și noi simțim această falie, simțim acest decalaj pe care, de fapt, nu prea putem să-l controlăm. Nu putem decât să-l să observăm și ce putem să facem ca să vin și cu o soluție este ca părinte să limitez și să variez interacțiunea cu tehnologia. Da? Și să las în continuare accesul în natură, experiența directă, senzorială, directă și de interacțiune umană, copiii să meargă în tabere, să meargă în natură, să meargă la țară, să pună mâna pe un animal, să mulgă o vacă. Deci toate lucrurile acestea care îl fac să intre în contact cu mediul înconjurător în continuare, deci nemediat și în al doilea rând să captezi instrumentul digital ca un instrument prin care eu îmi fac viața mai ușoară, dar nu mi-înlocuiește viața. Și ăsta e rolul familiei iar rolul școlii, da, să alterneze ca să nu îndepărteze copiii sau să transmită copiilor că, pentru profesor, instrumentul ăsta e ceva foarte străin pe care îl respinge. Pentru că, pentru copil, este ceva cu care s-a născut și a crescut. Și atunci, undeva, o alternanță cu nevoia noastră de a construi în continuare pe capacități cognitive care nu au cum să facă un salt evolutiv atât de rapid. Probabil că saltul acesta urmează în următorii 10-15 ani, pentru că creierul nu evoluează repede, dar nu evoluează în măsura în care evoluează tehnologia. Da? Deci biologia umană <gântul> sunt procese evolutive mai complexe, care depinde mai mulți ani și pot fi accelerate, dar nu mă gândesc că o să fim hibrid în 10 ani. Mă gândesc eu. Da, sigur, doamna profesor Oana Moșoiu, nu mai avem timp, aș fi vrut să vorbim un pic și despre flagelul drogurilor în școlile românești, dar poate cu o altă ocazie, e o discuție mult mai Uh, amplă și cu reverberații destul de complexe. Uh, aș vrea, uh, la tot ceea ce am discutat astăzi, dacă puteți, așa să trageți uh, o concluzie, educația dincolo de note, poate așa, un gând pozitiv pentru <laughs> elevi, pentru părinți, profesori? Un gând pozitiv. Uh, aș vrea să ne îndreptăm un pic atenția și în zona rurală, unde copiii nu au așa de multe posibilități de interacțiune cu lucruri interesante, copii sărmani, copii care nu au acces la resurse financiare, care au nevoie de ajutor și depind foarte mult de școală și de autoritățile locale și de parohii, de biserici care să ajute acești copii să își împlinească și ei potențialul și să devină membri activi ai societății. Iar ca închidere pozitivă, aș spune că nu există Lucru Care să înlocuiască familia, ceea ce se întâmplă în familie și ceea ce se întâmplă în comunitatea mică, însemnând fie o familie extinsă, fie uh, satul, comuna, cartierul, blocul, să recâștigăm -re această comunitate. Pe principiul: îți trebuie un sat să crești un copil, pentru că e în continuare valid faptul că un copil crește însoțit de mai mulți adulți care au nevoie să se asume în acest proces educațional să-și reconfirme că da, eu sunt un educator aici, chiar dacă sunt pe stradă, în autobuz, în tramvai, sunt vecinul de bloc, sunt un educator și aș mai adăuga un cuvânt care este blândețea pentru că mi se pare că suntem într-un registru de luptă foarte puternic, de competiție Perință, și suntem o, o generație care totuși am suferit o pandemie, un război, niște crize economice și avem nevoie să ne tratăm pe noi, toți și adulți și copii, cu mai multă, în, în mai multă blândețe. Și chiar dacă avem un rol educațional, educația asta să o facem, da, mă voi folosi de modelul Mântuitorului, care a produs transformări mari prin, un cuvânt, foarte blând, cu multă blândețe, fără agresivitate și poate să ne întoarcem la acest model al învățătorului blând, puternic, cu mesaj puternic și care e aproape de, de copii. Doamne, ajută, doamna profesoară, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru aceste gânduri frumoase. Ne-am bucurat că am putut să dialogăm, iată, pe un subiect important și educația va rămâne o latură importantă a un societății, a dezvoltării unei societăți și trăim cu speranța că vom fi mai bine și vom fi mai educați, mai civilizați și mai blânzi, așa cum a spus, de ce nu, Vă mai aștept cu drag în emisiunile noastre, vă doresc multă binecuvântare, spor, succes în activitatea profesională, familială și în societate, în tot ceea ce faceți, să aveți impact. Mulțumesc mult de invitație! Stimați telespectatori, stimați prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii O perspectivă 3D. Ne-am bucurat să o avem alături de noi pe doamna lector universitar, doctor Oana Moșoiu profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, specialist în educație, împreună am discutat despre acest subiect, educația dincolo de note, ne dorim o educație tot mai performantă și trăim cu speranța aceasta ca părinți, ca profesori, cadre didactice, că lucrurile se vor îndrepta spre un mai bine. Avem nevoie de educație ca societate, avem nevoie de Dumnezeu, de valori creștine și am vrea ca în continuare în anii următori să vedem efecte tot mai pozitive. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!